Un proiect la care administrația publică locală din Comuna Totești lucrează și visează de aproape 10 ani, timp în care au fost depuse proiecte și pe alte surse de finanțare, dar fără succes, este alimentarea cu gaz metan a comunei. Un vis care astăzi devine realitate prin intermediul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. Săptămâna trecută am primit notificare de la Ministerul Dezvoltării mânate de domnul ministru că am obținut finanțarea pe gaz Comuna Totești. Urmează să semnez contractul de finanțare și chiar astăzi ajung pentru obținerea vizului de acordare la Transgaz Mediaș pentru a obține repede să putem încărca actele care trebuie încărcate pe platforma acestui program Anghel Saligny ca să putem semna contractul de finanțare cel mai scurt timp și ținând cont că am proiectul tehnic autorizat, autorizația de construire este în termen, avize le-am reînnoit anul trecut, sunt în termen, putem să recurgem la achiziția publică, respectiv la întrebuințarea execuției lucrărilor, cred, în cel mai scurt timp, depinde de noi, cum ne mișcăm, ca să putem duce actele la bun sfârșit și să putem, că de asta mă și implic personal, ca să pot să meargă repede și să nu pierdem timp și să putem, da, să nu prindem iarnă, să vedem ce putem face. Acest proiect este unul dintre cele mai consistente din punct de vedere financiar pentru Comuna Totești. Valoarea totală a proiectului este de 21.864.000 de roni, așa, pe care acum ni s-a atribuit suma de 7.070.000.000 lei, ca să înțeleagă cetățenii care ne urmăresc și așa, dar în structura bugetului de stat pe anul viitor, avem și așa a fost și cu Programul Național de Dezvoltare, diferența de sume ni se atribuie și problema este că putem începe. Aici eu vreau să spun că am și gândit cu proiectantul în momentul în care, deci începerea acestei investiții fiind o investiție grea, am stația de presurizare de joasă presiune, este la în loc la 20 de metri de magistrală de vest 1, conducta de gaz import-export care a fost înființată în 62 prin comuna noastră. De acolo plecăm cu stația și cu extinderea până conform sumelor care le avem prinse, după care solicităm și e un program care eu am încredere în el. Astfel, potrivit edilului din Totești, lucrările ar urma să înceapă în toamna acestui an, iar în maximum 2 ani să fie finalizate și fiecare gospodărie din comună să beneficieze de acest proiect.